Bună seara și bine ați venit la o nouă întâlnire a grupului GDP, atât persoană. Avem câteva fete aici doritoare din Web Development. Știu sigur că și pe stream mai avem câteva persoane. Bună seara tuturor! Astăzi avem alături de noi, cred că aș putea spune, un veteran al grupului. Pentru că este la a treia prezentare, dacă cum așa. Adrian, îl cunoașteți deja, cred? Bună! Tocmai am venit în membru, știu că este direct în cadru, deci vede toată în internet. Așa, îmi place să vedeți. Ok. Pe scurt, Adrian are deja un joc de Steam, plănește să-l pună pe al doilea. Astăzi vorbim despre cum facem să ajungem cu un joc pistol, nu? Da. Da, asta e. Bun. Păi, astea fiind spuse, ai cuvântul numai că nu te-a plâncat. Nu e nicio problemă. Da. Hai să dăm pe record ca să vedem ce s-a ajut aici. Prezentarea. Da, uitați-vă să vedem la prezentare. Dar știi că nu e bine? De ce? Pentru că eu văd ce se vede pe laptop, nu ce se vede acolo. Nu-i bine, chiar nu-i bine. Atunci putem să investim, să mișcăm camera și dați de pe cameră. Nu, no, nu se vede rău. Nu, dar trebuie să fie aici opțiune, nu este opțiune aici? Dă-mi leagă mouse. N-am butonat ca să vede opțiune. Nu știu de ce se face așa pe și cum fac ca să nu se vadă așa? Display settings, duplicate slideshow, atât. Gata, suntem în business. Mulțumesc. Îmi place că deja suntem la, nu știu, al 12-lea eveniment transmis live sau ceva de ăsta și de fiecare dată se întâmplă ceva. Bine, dați și nu se mai... Corect. Salut! Dar mi-am impresia că punctul culminant e când faci milion. E important, dar mi-e important să fie apreciat de mai mulți oameni. Ca să chiar să aduc în plus la mai mulți oameni. Prezentarea este structurată în trei părți. Primele două vă vorbim despre proiectul în general. Deci, cam până am trebuit să începem, care fac pașii, cum să gândim, să zic așa, cum să gândim cât mai optim situația, dar care la final să fim totuși un produs în destul de scurt timp și asta nu vă imaginați câteva săptămâni și genul proiectul meu pare destul de mic, dar am lucrat 6 luni bine, cât s-au făcut în lucrături, dar asta zic, în scurt timp în genul ăsta, ori de un număr de zile. Ok, prima parte despre idei inițiale. Deci ideea inițială sunt câteva tipuri, sunt idei total noi, toți vor să facă ceva super original, vor să scoate hituri, dar nu sunt tot așa, nu adevărat. Mai sunt care îmi merează, Flatbird, îmbogățit, care fac un Minecraft, care Minecraft nici măcar nu a fost idee originală, a fost pe cartajul, dar asta vreau să spun accent, nu a fost idee originală, dar preluat o idee bună, au văzut ceva bun în acea idee, o luat-o, o transformat-o în ceva fain și o prins la oameni. Și acum, așa am făcut și eu, am luat o idee care am văzut-o prins la oameni, am transformat-o în ceva, sper, și mai fain, și sper că am spus și asta, sper că da. Dar asta nu înseamnă copiat, înseamnă preluat de idei și am pus și, cum spuneam, să aducem valoare pe ideile alea. Bine, și poate și plănul de flecă, poate că ai ușa lui un succes foarte mare. Deci putem să vorbim cu idei 100% și sigur o să mai ușor. Ok. Fiind cum da,
întotdeauna trebuie să ne gândim cum începem un proiect, să gândim la, cum se cheamă, la feature-uri mari. Adică trebuie să aibă, nu știu, character controller, sau trebuie să aibă sistem de AI sau sistem de networking. Trebuie să avem privirea de ansamblu a tot ce vrem noi să fie produsul final pe care să joace oamenii. Dar, când vine vorba de implementare, e foarte complicat de sus să... trebuie să luăm sistemul cu sistem. Și aici, bottom-up, și în problema asta, să luăm la început sistemele principale, gen, chiar că nu, cel mai important, ok, chiar că nu, l-am făcut și după aia, și ele toate se vor aduna, vor crea, cum se cheamă, un gram comun, zic așa, o bază solidă a jocului, și pe aia de alea, deci pe baza jocului, putem să trecem la feature-uri mai complexe sau să upgrade-am ce avem deja. Adică dacă avem versul basic, începând, zic ok, vreau un joc, chiar pe control să fie foarte complicat, nici care unde să fie foarte complicat. Nu mă pot să fac asta, mă pot să fac un chiar pe control basic și să mai am pe toate sisteme, astfel încât să-mi dau seama cum se mișcă ceva, nu investim timp, am face un singur sistem și după aia ne dăm seama asta că nu e de ok. Și am pierdut tot doar de timp. În fapt, câteva sistem vor pune după care optimizăm pe acel sistem. Design document, asta e un sistem care e foarte dezbătut în jocul. În sensul că unii zic că nu este neapoi, unii zic că este neapoi. La primul lucru, n-am folosit design document. Și care au fost problemele la asta? Problema e că e foarte greu să comunici. Sau chiar să comunici cu tine. În ce sens? În sensul că ai niște idei, dacă nu le pui pe foaie, ai șansă să te uiți sau ai șansă să te distorsionezi și nu mai ai să mergi în țară. Poate nu mai poți să te mergi în țară. Nu mai zic dacă ai echipuri, să nu fie sincronizați oamenii între ei, să nu știi amândoi ce vor la proiect. Și evident că dacă doi oameni vor altceva, dar vor ce fac în direcții diferite, nu mai sunt proiecte. Ei sunt un proiect prost. Un proiect prost sau chiar niciun proiect. Pentru că se ceartă cu ei și după aia se termină și după așa. Deci, la doilea proiect am avut design, am primit design document și este foarte util. Nu recomand chiar să investiți o grămadă de timp sau așa, doar idei în mare. Recomand un robot, să ajungeți sau alte sisteme online, care e foarte ușor, puteți să le cu ce vreți. Să știi așa mare niște linii pe care să mergi în jocul. Bine. Să poate ce foarte mult de engine. Și asta vreau să zic. Dacă știți ceva, dacă știți un anumit engine, nu încercați, dacă jocul nu se pretează la ce poate engine este pe care, în sensul că, nu știu, avem drujbă și încercăm să tăiem o pâine cu drujba. Probabil că pâinea putem să o tăiem, dar este prea puternic pentru a tăia pâine. În sensul, dacă vreau să fac un joc 2D și știu că are mecanici simple, nu o să îmi iau Unreal Engine sau altceva să fac un joc 2D, chiar dacă se poate face chestia asta. Dar eu este un cuvânt foarte mare. La fel și cu Unity. Unity e ceva mai bine, adică se pot face și 2D-uri și 3D-uri, dar acum vedem cât de complex, dacă avem nevoie de sisteme fizice sau putem noi să ne implementăm la zero, dacă avem nevoie de sisteme de lumini speciale, am văzut acum fac așa cu 2D, în contextul valorat care se vină pe zi și este genul ăsta. Ei, alea nu... Dacă este nevoie, dacă totul la zero. Vorbim de chestia asta, este un proiect românesc, este un Torchicus, nu știu cum. Torchicus. Și chiar am fost în prezentare de la ei, în curăță și chiar foarte mult de Torchicus. Și ziceau că e făcut engine la zero. Pentru că și-au dat seama că nu am nevoie de niciun suport de alt engine. Și era interesant cu toate părțile respective. Erau niște poze și, practic,
foloseam niște filtre pe acel depozit pentru a genera parte de colizionul, parte pentru a merge aiuria, parte pentru nu știu ce, pentru să vă poză. E foarte interesant. Prezentarea n-am din, dar nu se poți mai trebui să de asta zic, să luați în considerare să folosiți turul loc, evident, mai este și problema timpul și învățat. Adică dacă nu știți ceva chiar din loc, s-ar putea să investiți foarte mult timp să învățați. Și atunci ai tot așa vezi. Partea de implementare. Odată ce avem ideea, odată ce știm cum să facem, știm și noi prosistem, ajungem și la implementare. Unde avem lucrul inițial. Ce implementăm prima dată? Prima dată, avem implementat ceva care se interacționă în lume. Dacă implementez total alt sistem, gen weather system, e super fain. Vedem ploaie, vedem efect. Dar nu ajută să-mi facem o prietenă spre idei. Sau la un joc mașini, nu știu, implementăm o parte. Adică de să nu facem parte, să facem alte chestii, alt sistem care nu are legătură cu mișcarea mașinii. Și avem nevoie să plecăm de la punctul care îmi face, care îmi dă o impresie cea mai bună spre jocul în cauză. Tot pe ce știm, toată lumea, după ce avem prima parte, după ce știm exact care sunt celelalte sisteme, trebuie să ne gândim cât timp. Gen, eu am, să zic, mi-am propus să fac sistemul X, Y, Z. Și aș vrea să fac, nu știu, am vreo 3 luni zile la dispoziție. Trebuie să vedem care ar fi cel mai important sistem pentru mine. Și să începem să focusăm pe sistemul X. Chiar s-ar putea pentru minimum un viable product să mai tăiem. Dar trebuie să mă pun de, nu știu cum vreau să lansăm ceva mai mult mai mult stare. Asta în cazul cel mai fericit din proiect nostru, din proiect, să zic, mare. Tot așa fac. Ajung la un punct, îți dau seama că nu mai pot să continui. Și atunci, ok, ce feature-ul mai de implementat? Nu, terminare, terminare. Eu fac un DLC-ul și mai știu un bani interior. Și ne-am gândit și de asta la feature-ul. Odată ce avem totul în bază, știm cum merge jocul, e ok să continuăm cu idei, dacă avem o idee originală, dacă nu avem o idee chiar foarte originală și o idee mai simplă, să fie atât într-o parte sau alta, tot avem nevoie să aducem îmbunătățiri sau chiar să ne aducem, cum să spun, originalitatea în discuție. Pentru că, până la urmă, am văzut și eu cum un joc schimb, oamenii încep să zic, SL, da, adică să poate să primi diverse scori sau cremă la nu știu ce, sau this game sucks, pur și simplu. Deci trebuie cumva să vin un anumit nivel, un anumit polish, trebuie să spun. Asta e chiar parte, care e deja prezentarea jocului, dar nu e nicio. Nu știu ce trebuie să spun. Nu vorbesc despre scopul jocului. Evident, aplicam un joc de schimb, adică nu vreau să văd comentarii de schimb, este mult mai critică și să așteaptă la poate mult mai mici și mai bine făcut. Au văzut că e criticat cu standardul lor, cum arată cu mișterică, adică nu e mai bine o validată care nu. Standardul este mai jos, cel puțin. Mai apără și comparativ și cu acesta s-a așteptat și asta monetar. Steam, am un preț, la cum e stat, cum s-a înțeles. Și cu asta mă refeream la nu mai făcut o specificare. Tu vei nu mai Steam Games? Da. Adică majoritatea pe mă funcționează pe jocul de platforme PC și de amploare. Nu se de amploare, dar de ce mă mai ales să joc pe țeste din funcție, nu știu așa. E, sunt ok, dar nu mă netează cu nimic. Ce este aici important? Am văzut jocuri care efectiv le-au portat mobile pe Steam. Asta am văzut și
Și efectiv nu le dau, le dau green light. Am văzut foarte multe green light-uri la joc nemodificat, cu aceleași texturi din mobil, pus în schimb. Și după am început să comentez oamenii, cum a ajuns jocul ăsta, nu a set quality, nu a quality de jocul, nimic, efectiv. S-o trezit cu un standard diferit din da, dar un standard diferit, cum disine asta race, adică trebuie să înțelegem chestia asta, cel mai important. Dar și nu știu, deci pe 1080, 60 FPS, 44 FPS, era tot așa, văzusem o chestie, iar că avea generat un model cu haine toate erau calculate fizic. Și mișcau super fain, se modelau după corp, nu mișca, dar mânca 3 frames. Și pentru că avea 60 FPS, o scos sistemul ăla, stia, nu mai contează, pentru că avea 60 FPS, dump it. E foarte... toți vor 60 FPS sau nu știu, și m-aș vrea să fie acolo. Dar și cu mobil, vor și acolo oameni. Și dau bani în plus, deci acolo un joc simplu, joc HD și dau bani în plus pentru varianta HD. Că și alte mobile au complexitate foarte mare. Numai că-s făcut, îți gândit, nu în stilul să joci foarte mult timp, ci în stilul ai timp, ai jucat o leacă, ai terminat un nivel, te-ai dus, ai făcut altceva. De obicei că stai pe la coadă sau chestii de genul ăsta, nu sunt jocuri care te-ai pus, Skyrim, stai 5 ore, faci trebuie, ți-ai luat o ajungă nouă și gata. După aia stai și o doar de 5 ore. Poate chiar mai mult. Ok, alte întrebări? Sau... puteri? Bun. Am primit plăcere că se aude foarte tare ventilatorul de la un proiector și imaginez că așa este. De asta încercam să montez asta. În continuare, tu vrei să scrii la tablă sau să faci ceva genul ăsta? Nu. De fapt, s-ar putea, dar nu știu, nu știu exact. Nu, că mai degrabă facem acum o pauză foarte mică de 5 secunde să mă mut cu laptopul pe masa aceea ca să pun camera mobilă să bată perpendicular cu tablă. Da. Și să sunt și mai departe de ventilatorul ăsta. Da, ok. Asta o să meargă, nu? Ce? Streaming-ul. Da, el merge și acum, nu se uită lumea la noi, când plimbă pe aici. Plimbă pe aici, ok. Pauză de 5 minute, între timp, alte întrebări sau alte discuții. Secunde, 2 minute. 5 secunde. Ei, nici chiar 5 secunde, dar oricum, cât m-am mutat eu cu laptopul dintr-o parte în alta. Și cablul ăsta. Și cablul ăla... este o întrebare foarte bună, cum s-o pune o priză, de exemplu, ar putea fi o problemă. Da, deocamdată... Da, chestia asta și pot să... Dă-o cu jos, mă. Gata, e perfect. Cât de cât? Bă, ăla de ce ai atârnă așa? A, e încărcătorul de la... E ok așa. E bun așa. Da. E ok așa. Deci se vede acum. Așa, se vede foarte frumos acum. Dar întrebările pe YouTube erau? Nu erau, că nu m-am uitat. Nu, n-avem nevoie. În afară de plângerea, că avem zona de fundal, n-avem nevoie. Bun. În a treia parte... Auzi că e super așa. Super. Încă nu e gata că ar trebui să-mi pun o leacă. Nu, hai să facem inversul leacă. Nu trebuie foarte tare. Acum, cam nu stai distrut. Nu vă gândesc că s-au dus pe jos. Da, uite că nu m-am gândit, dar... Așa, deci tu vrei să stai acolo? Da. De fapt. Dacă poți să stai mai în dreptul tablei ar fi bine, pentru că eu cu camera prind exact tabla. Bun. Și într-un capăt în celălalt. Așa. Ok. Gata. A treia parte, o parte ce îmi pare mai interesant, este despre proiectul care, la care lucrez acum. E candidat pe Greenlight. Deja are 51% cum are. Văzut. E puțin inspirat de Mountain Blade, dacă jucam Mountain Blade. Puțin inspirat în ce sens? În sensul că mi s-a părut foarte fain ideea. Pe lângă faptul că am văzut că pe Steam mari, mostly positive și adică a fost... E foarte addictiv, foarte addictiv. Și mi-e plac ideea este addictiv. Doi la mână, altceva nu prea mai în comun, adică în afară de ideea, este în viitor, e cu roboți și avem planuri total diferite față de Mountain Blade. În ce sens? În sensul că
dar întâi să vă arăt demo. Și după aia, zic, ca să vă faceți o idee. Asta. După aia zic, am plicat așa, poate e bine. Ia scaun mici, s-o trage. Nu am zis să-l scaun. Hai, nu, s-o scaun. Deci tot ce ai, cum se cheamă, e super fluiu. Adică noi, noi nici măcar, cum se cheamă, early access. Deci jocul nu este nici măcar early access. Este pre-pre-alpha. Pre-pre-alpha. Pentru ce nu ne familiarizăm cu Mountain Blade, este o hartă mare pe care avem mai multe orașe. Playerul curent are un party. Acesta este partea meu. Pot să mă uit pe parte să văd orașele, pot să văd camera sau spatele meu zoom out. Ce mai avem în hartă? Alte parturi cu care putem să interacționăm, de obicei este badiul. Și oraș în care se poate intra pentru diferite scopuri. Cam aici au fost asemănările. Diferențele sunt multe. În primul rând, setting-ul este gen post-apocaliptic. Să zicem, aproximativ post-apocaliptic. Stilul Fallout, așa mai... E mai stilul ăsta, mai wasteland. O mică caider, acolo e un spirit teist, ca să spun. Da. Dar e greșit cu spirit. Da, așa este. Acum poți să-i tu spun de aici. Deci, ca idee, când ești, încearcă să nu miști foarte mult, pentru că el prinde cadrul, nu știu, 3 cadre pe secundă sau ceva. Da, dacă faci mult stânga dreapta, se vede ciudat. Da, că să cer să faci mișcări cursive. Da, acum când o să dau pe orașul ăsta, o să miști camera, n-am ce să-i fac. Da, mulțumesc de fapt. Nu, e ok. E ok, dar să încerci să faci cât mai puțin deci mișcări. Deci nu am să încerc. Am să fac un oraș. Păi, asta e din cauza stream-ului. Acolo se vede foarte bine. Un oraș, un first person. Da,
Dar chiar dacă eu am fost omorât, roboții mei continuau să mă, să și-a rămas așa. Până la urmă, roboții mei au fost anilat total și am ajuns la zero. Era o bătaie dintr-o două ușuri, deci nu am nicio șansă. Ok. Cam asta a fost. Întrebări sau vreți să vă mai arăt ceva? Vreau să întreb harta care este în modul third person shooter, e total randomizată sau e bazată fix pe harta care există în 2D? Adică, momentan, o pace în partea aia și aia și o pace în momentan este o hartă, pur și simplu. Dar pe Bing am fost, din păcate o să trebuia să se mișcă camera, îmi pare rău pentru streamer. Pe această hartă acum mai multe zone, gen deșert sau în fine, reușesc să ajung la alte zone. Reușit, avem zonă cu pământ de ăsta, unele au mai mulți copaci, unii mai puțin, unele au zăpadă. Astea vor fi diferențele. Adică, practic, tu dacă te afli pe o zonă, zic, lângă un râu, va apărea un râu pe harta respectivă, este și un râu. Dacă ești într-o zonă cu zăpadă, va apărea o zăpadă. Sau dacă ar fi copaci. Dar nu chiar prea mult. Adică vor fi câteva variațiuni, gen 5-6, în funcție de harta. Ok. Alte întrebări? Să ai și emisiuni și misiuni, spre exemplu, sau să fii pur și simplu Ideea principală este la început cât îl dăm, îți alegi o facțiune din care să faci parte sau poți să începi cu un propriu, începi să-ți faci armată și începi să cucerești și trebuie să cucerești cât mai mult din armată. Și aici apare diferența pentru că ideea ar fi să fii un fel de border scan civilization. Deci nu știu ca civilization, sunt acolo niște delimitări cu teritoriul cuiva. Scopul este să ocupăm mai mult teritoriu. Și evident să agredezi, să faci orașele mai bune. Poate să fie și quest-uri, dar acum nu. Quest-urile, de exemplu, din Mountain Blade nu mi s-au părut prea inspirate. Pentru că era ceva în genul, caută pe nu știu cine. Păi, ca să caut pe nu știu cine pe harta asta, trebuia să caut un NPC, să întreb, păi de l-au văzut. Îmi zicea numele de oraș, căutam pe harta numele de oraș, până mă duceam la orașul respectiv și căutam pe ăla la plecase. Deci nu prea zic să pretează pe sau nu știu, ideea lor. Nu era mai mult de echipă de realism? Adică ești efectiv în timp cum ești tu și unul l-a văzut, dar l-a văzut acum cât timp, 3 luni. Și tu și caut în oraș, în oraș, vreau că am trei el, până am văzut cu el. Da, problema e că ăla merge. Merge continuu. Da, știu. Asta e. Că am făcut, mai chinuiesc să caut, să caut. Și aia plecau, aia mergeau, adică nu stăteau. Era Witcher 3, pentru cine a jucat, Witcher 3 tot așa. La începutul jocului caut o persoană, și-o caut, tot așa, din aproape în aproape. Adică la un moment dat, o găsit tot s-o stabilizat, dar nu s-a stabilizat cu Witcher 3, ce nu continuă. Jocul ia pauză când eu nu mă mișc. Dar când eu mă mișc, toate impulsurile din parte se mișcă și ele, dar cu mine. Și când am ajuns în punctul ăla, gata. Terminat, deci nu prea văd quest-uri în stilul ăsta. Nu știu, poate doar să-mi arate, să zic, o zonă de hartă, în ce direcție să mă duc, sau ceva, nu știu, mai ușor de prins. Ok, alte întrebări. Jocul e single player? Doar? Da. Doar single player? Da, da, da. Doar single player. Din motive, gen harta, de exemplu, acum când nu mișc în pauză, ar trebui gândit altfel pentru am făcut un multiplayer, acum vreau să încerc single player. Aici, cea mai mare provocare este AI. Unii AI, dacă nu-i bun, jocul e bun. Player nu simte ce aici, dacă e făcut la panorama. Cât de strategice sunt bătăliile? Și aici avem niște idei. În ce sens? În sensul că am vrea poate unitățile în modul de bătaie, să poți să le dai ordine, dar nu ceva gen încet să fac acolo și nu știu ce, ci în sensul o cameră overhead, ca în RTS,
să poți selectezi niște unități, să ne zici să meargă acolo, la alte să meargă acolo, nu doar, nu toate grămadă, nu sunt mai gata toate grămadă. Sau chiar am gândit formațiune. Adică s-ar putea să fie mai optim să fie toți în linii, sau să fie toți în pătrat, sau să fie toți în drumuri pentru anumite părți. Ai diferite din oportunități? Asta sunt roboții și roboții pot fi upgradați. Deci roboții inițiali sunt câteva tipuri, dar poți să pui diferite arme pe ei, poți să pui diferite alte abilități pe ei și evident că atunci poți să știm pe rolul, să zicem. Adică e mai în față, e mai în spate. Și atunci intră ce am văzut-o prost când m-am cumplit, sistemul ăsta. Nu mi se pare ok într-un first person shooter. De fapt, nu cam am și ăsta first person. Cum e controlul NPC-urilor care sunt cu tine. Foarte complicat să le zici exact unde vrei să meargă, sau unde vrei să ia corpul, sau unde vrei să nu știu ce. Chiar și în Mass Effect. Ai două NPC-uri care vin cu tine și alea e foarte greu să le zici. Unde să duc, ce să fac, pentru că nici tu nu vezi bine, n-ai privire de ansamblu. Trebuie privire de ansamblu pentru chestia asta. Ca să fie vânat mai mult spre real-time tactics. Bine, și odată ce ai dat comenzile respective, ai așa dat de treabă, ai intrat în first person și în curs. Și gata. Mass Effect, o idee bună, atât așa. Aveai acces la puterile Whitebeard-ul, cum ar veni, Emicilor. Și puteai să dai, să duc undeva și să folosești exact așa cum ai fi tu un rol. Și foloseai diferite imagini. Atât așa că rezolvi mai mult. Aici au fost mai multe idei. Partea de strategie și... Mai era o idee, nu știu dacă o să se materializeze sau nu. Nu, playerul să nu mai aibă el om, ci playerul să poată să controleze ce robot vrea. Să fie ca un fel de inteligență artificială. Și atunci, practic, intrând în toți roboții, intri într-un robot care are nu știu ce abilitate, folosești pe intri în altul. Ca un fel de avatar. Da, ca un fel de avatar. Adică ai intrat, controlezi ce ai tu nevoie în momentul respectiv. Ei au totuși o inteligență, dar s-ar putea ca tu să iei decizii mai bune decât ei în anumite situații. Dar tot așa, nu că să fie în discuții ideea asta. Noi am întrebat că faci gameplay mai complicat și vrem să fie gameplay în așa fel încât să fie simplu, dar dacă vrei să fie mai complicat, în sensul nu vrei pur să planata ta să gândească direct cu ăla, să poți să oferi oportunitatea să poți mai mult de atât, dacă vrei. Dacă nu te-ai dus, o să fie probabil și rezolvă pe altă parte, dar e pe ăla, rezolvă bătălia. Că ai pierdut toată armata. Da, ca hero sau ca mai întâlneț. Da, deci tot așa rezolvată, s-au întâmplat de rândul niște chestii, poți să fie sau poți câștigi. Dacă nu mai chef să joci acea bătaie. Alte întrebări? Ați fost mai bucat să fie la prima deja opțiunea de pauză de pauză. M-am gândit la chestia asta, e foarte util opțiunea. Ce faci să poți zice și mă să crede că te știu o greagă de aici? În rotor. Knights of the Old Republic 2. Acolo toate bătăliile. Când începeai bătălia în pauză. Nu începeai în pauză. Ok, ce fac cu asta. Și asta e. Privirea de ansamblu, pauză și prin niște ordini, ai mult mai mult avantaj decât dinamici. Dar asta trebuie și dinamici să fie oarecum un studiu de inteligență. Nu că să se prindă musai de intenția ta, dar măcar să iau un cover sau să nu vină toți pe loc, pur și simplu să mai încerce și ei să flancheze leagă, adică să folosească de ce văd în jurul lor. Dacă văd nu știu ce și își dau seama că ar fi mai ok să facă respectiva chestie, să ia cover acum, să ia cover respectiv. Dacă ar fi ok, ar fi să nu fie abrațele complet de rând, adică să fie într-o amințet. Și în felul ăsta poți să faci AI-ul care să meargă mult mai bine. Dar ce știi că o să fie cel mai probabil în acele clădiri sau acele punct de cover. Așa că degeaba ai implementat cover-ul AI-ul tău dacă o să fie absolut în jurul de cover sau o să fie doar un ușor să se provocă. Și la fel cu un set de hărți, vorbim de friend-ul tău, sau să fie serie. Nu, asta e că sunt făcute. Deci sunt făcute handmade. Nu sunt handmade total. Și asta zic, tot o să fie
random, random în sensul se ia după terenul pe care ești, dar părțile vor fi făcute manual, toate. Pentru că mă gândeam tot așa să fie gen o strâmbtoare care să te avantajeze aia să vină câte unul și dacă ți-ai pus roboții aia mai strategic, să poți să ai mai mare avantaj față de ei. Pe niște mers totuși le-a gândit în sensul de a da ordinii și să însemne o diferență față de pur și simplu somn de doarmate și să pușcă fără să-și dea seama. Care e diferența cu jocul ăsta și nu am dat bol acelor de la Fugin? Adică, în momentul ăla, ai cam aceleași interic, doar când ai forță de control. În ce am? Asta e... Ăla e bazat pe... Deci toată seria tuturor, e bazat pe... Foarte multe unități. Deci vorbim de foarte multe unități cu foarte multe specialități. Da, poți cum se cheamă, poți nici oraș, faci o singură mai multe de lucruri. Poți să faci așa. Nu, dar ăla nu e inventat timp. Pur și simplu ăla se cheamă Realtime Tactics. Da. Deci ăla este Realtime Tactics. În jur ce poți să vorbim să se ridicăm? Înseamnă foarte mult. Da. Sunt de comuni, dar cum se cheamă? Implementarea poate să fere. Pentru că nu... Acolo ești obligat să folosești aia, nu altă variantă. Aici poți să nu folosești asta. Deci poți să nu vrei să dai ordine, nicio problemă. Duci, e văd cum ești necesar. Dacă vrei complexitate mai mare, poți să ai complexitate mai mare, dacă nu. Poți să implementezi un fel de proporție la ei, care să-l abratezi, să bate, să devine un comandat pentru tine. Îi dai auto-mode, înțelegi? Auto-battle? Da, îi dai auto-battle, să ai un fel de... Ai un roboțel care să joace pentru tine. Dar tu să interacționezi cu el să mai poți să faci niște upgrade-uri, să-i dai niște comenzi, mai aplică cam tacticile astea, cam lucrurile astea. Așa, el să facă bătălirii, da, da, da. În loc să gândești tu bătălirii, zici lui cam ce vrea și el face automat bătălirii. Dar deja e alt nivel. E complexitate mult mai mare. Eu vorbesc totuși de o complexitate, zic, decent la ei. Pentru că aici un subiect, când am căutat cărți despre ei, sunt foarte multe și sunt foarte groase și foarte complexe. Nu știu pe de vreau și vreau să citesc serios. Dacă vrei să faci ceva bun, ai nevoie să investești foarte mult timp și chestia asta cu fiind single player, asta e baza lui. Ați întrebări. Eu aș vrea să continui pe ideea asta cu AI-ul. Păi eu să continui, da. Să continui de asta la cum se cheamă app. La partea tehnică. Aha, ok. De asta zic alte întrebări legate de demo. Așa se vede. E la partea tehnică. Se vede bine, nu? Sau nu se vede? Da, aici, se vede foarte ok. Cu mai ce era apărut ăsta? Nu se vede ok. Da, ok. Cum să alegi amici? Cum se vede? Mă aduc eu de aici, așa. Așa. Stai mai cum se vede. Ok, este o parte tipică. Trebuie să mă ridic, nu? Deci nu. Da. Aici vă scriu un punct important la joc. AI-ul este unul din ele, dar nu e singurul care e important. În primul rând este făcut cu Unity, care și la început. Puteam să folosesc și alte engine-uri. Unity este ok, eu știam deja, am mers pe el. Nu știu dacă mai trebuie să intru în detalii prea mult. Aici la AI e punctul foarte interesant aici, probabil aveți mai multe curiozități. În sensul că și-am aflat. N-am prea implementat sisteme de astea foarte complexe, dar am aflat foarte multe chestii noi. Folosim un lucru, se cheamă Rain AI, dar asta ajută în ce sens? Ajută în sensul că are niște tool-uri care simplifică, practic, niște chestii care ar fi de fiecare dată aceleași chestii trebuie implementate iar și iar, gen line of sight la inamici sau mișcările astea pe hartă. Care tot așa, sunt foarte comuni, nu are sens reimplementarea lor iar și iar. Ce am descoperit aici foarte interesant și poate mulți vă gândiți, cum am implementat o inteligență artificială?
Și dacă până acum majoritatea erau implementate cu finite state machines. Ați auzit? Finite state machines. Auzit doar numele ale finite state. Ok, zic pe scurt ce înseamnă, deci am nevoie de asta. Ar fi niște stări. Da, avem o stare idle, să zicem. Și se întâmplă acțiuni care aduce omul în starea clock. Și acțiunea asta este foarte, foarte bine specificată. Și de aici, de exemplu, pot să mă întorc în idle sau pot să fac alte chestii. Sau, evident, din idle puteam să mă duc în alte acțiuni. Deci asta este un finite state machine. S-a folosit foarte mult timp în AI. Nu se mai folosește așa de mult. Legacy. E legacy. Da. Sau încât nu se cheamă legacy, au descoperit foarte multe, zic, defecte la sistemul ăsta. În ce sens? În sensul că e foarte rigid, în sensul că trebuie specificate foarte multe detalii. Dacă AI vrea să facă niște chestii mai complexe sau o serie de... Se întâmplă o serie de evenimente mai complexe, deja gata, s-a terminat. Nu mai s-a dus tot. Dacă căutați Final Fantasy VII, o să găsiți foarte multe argumente împotriva lor pentru AI. Ce se folosește acum și folosește și RAIN-AI, se cheamă Behavior Tree, care aduce un sistem nou, practic e chiar ca în programare. Adică e un cod care se execută de sus în jos, la infinit. Dar sunt anumite, cum se cheamă, pot fi specificate diverse bucle. Gen, în loc să avem o chestie de asta, bine specificată, avem un punct de intrare și să zicem că aici am un bloc care rulează, să zicem, în paralel niște chestii. Și aici, să zicem, rulează o mișcare, mai rulează și altceva. Și el ce face? Intră aici, intră pe paralel, mișcă, dar în același timp face și altceva, după care continuă și continuă drumul. Mai sunt alte blocuri mai inteligente care pot specifica condiții, adică să intre pe el sau nu, în funcție de anumite condiții. Și așa pot foarte ușor să-mi dau seama de situații complexe, având niște condiții. Intră pe aici, după aia am alte condiții și de-abia aici rulez, zicem, niște chestii în paralel sau niște chestii iterativ, adică una după alta. Iterator. Sistemul ăsta e folosit de RAIN-AI. E foarte bun pentru că permite o specificare mult mai, cum se cheamă, mai complexă a unei inteligențe virtuale și poate să facă, e mult mai flexibil. Asta este în toate exemplu. E ușor de învățat pentru conceptul sunt din programare simplu. Bine, nu avem asta cu paralel, nu avem programare, dar iterator și condiții avem. Bineînțeles, mai am niște chestii specifice Unity, tot în behavior-ul ăsta pot fi animate. Adică dacă eu știu cum modelul se mișcă, pot să zic să-și animezi modelul. De asemenea, îmi las un loc și din memorie, că eu am nevoie să interacționez, ok, eu fac asta, îi fac inteligența lui. Dar, de exemplu, dacă vreau să fac și ceva în plus, am nevoie să interacționez cu scripturi. Și ca să interacționez partea cu scripturile mele, cu sistemul ăsta, am o memorie, tot așa, pusă la dispoziție de RAIN-AI, care îmi permite să fac tranzacții de informații dintr-o parte în alta. Adică să zic în ce stare sunt, dacă mă mișc, dacă nu mă mișc, sau dacă îmi pușc, sau dacă nu îmi pușc. Un exemplu concret ar fi, în cazul meu, când sunt între doi și vor să-mi puște. Și eu sunt aici, tot dispus de RAIN-AI, are line of sight, am intrat în behavior tree și am condiția dacă o ajuns, dacă este în line of sight, adică dacă eu îl văd pe ăla. Dacă eu îl văd pe ăla, se face o variabilă da, adică știu că îl văd, scriptul ia acea valoare și o transformă efectiv într-un tras de proiectile. Proiectile poate să fie orice, depinde ce are robotul respectiv. Interesant de conceptul, efectiv, ce se întâmplă. Întrebări?
e limitat sau optimizat cu first-person shooter sau poate fi, de exemplu, dacă ai un guvernator la oraș tare și îl vii pe ala de un meci și ăla îți face și anumite plăniri în anumite stări sau vrei să faci armată în toate orașele și fii guvernatorii să facă armată și aia și le fac infrastructură de armată și recrutează automat. Același aici l-ai putea folosi și un cadru da, respecializat da. Pentru... Da, da. Deci nu, ăsta nu este specific pentru first person shooter. Ăsta se ocupă foarte mult de... de chestii, mai mult de caractere decât de un... Adică de un ai tip caracter, nu de un ai gen o entitate de asta care nu se vede și care face chestii. Mi se pare că s-ar putea la un ai de tipul ăla să fie ceva de asta mai bun. S-ar putea. Pentru că stări mult mai bine definite. Gen, uite, să luăm de exemplu EU de StarCraft. S-ar putea că acolo, cine controlează practic toată armata, să nu... Cred că se poate trebuie și cu ăsta, dar cred că cu... Fine State Machine să merge mai bine. Doar o părere n-am implementat, ca să pot să zic, n-am ajuns până acolo. Cred că e destul de complicat. Alte întrebări. Doar deci fiecare are eu lui. E același AI, dar fiecare are eu lui. Ceea ce nu știu de ce face să meargă și mai greu. Adică am profiler, aeric update, metoda lor de adaptare a acestui behavior tree pentru fiecare. Dacă sunt foarte mulți, merge greu. Ce vreau să spun e că știu că toți sunt probabil, deci probabil o să ia cam aceleași acțiuni. Dar da. Ceea ce mă întreb e fiecare AI ține cont de cei de jurul lui? Nu. Sunt, m-am interesat de asta, e un aspect care trebuie să-l implementez. Se cheamă Boyd, din câte am auzit, Boyd. Și vorba despre niște, cum se cheamă, grupări de AI-uri, care au, practic, deci fiecare ține cont de un unghi în jurul lui și anumită zonă. Și sunt câteva pattern-uri pe care merg, în sensul, dacă ei merg, să zic, într-o direcție, fiecare o să încerce să copie mișcările de prin jur. De asemenea, tot așa, se poate lucra cu chestia asta cu unghiul, dacă ei micșorez unghiul, adică dacă avea unghiul ăsta, să zic, stăteau așa, dar dacă ei micșorez unghiul, obțin automat formații linii. Sau dacă îi măresc unghiul, obțin formații mai dispersate. Ce ai putea face e să aleagă în mod normal cumva e lider. Care doar poate să... Care să facă el... Da, ar merge. Și adică tot să se aducă. Adică cum trebuie soldatul aia să fie așteptat dinamic ca și lider. Și toți să se aducă ceea ce face soldățelor. În mare soldățelor, iar automat să face al... altul lider. Am uitat. Bine, dar o lăsa chestia asta. Acum, până la urmă, e doar un point, adică ei trebuie să se apropie de un point. Adică nu-i chiar, nu-s decizii foarte complicate. Și câteodată mai trebuie să acționeze și individual. De aia s-ar putea până ai lider să nu fie chiar soluția optimă pentru toate cazurile astea. Când încep să se împuște, atunci fiecare trebuie să ia decizii individual pentru el. Numai. Să zic, până se întâlnesc, și aici mai este o problemă. Cum se întâlnesc? Pentru că mi-ar plăcea, de exemplu, dacă am mai mulți, dacă am un singur și am mai mulți, mi-ar plăcea să vină, deci, dacă ei mergeau în linie, să vină și să se alineze așa, în jurul lui, să tragă așa în el. Nu să se alineze toți aici. Și, practic, ar fi friend de fire foarte mult. Adică nu mi-ar plăcea să am și ar vrea să-i vin totuși, să văd că tragă ăștia prin ei. Nu arată ochii. Mi se pare că Nevmesh-ul Unity are direct... Da, mă refer AI să utilizeze Nevmesh-ul și în același timp perception system, gen să perceapă unde este, nu sunt la nicio știință pe cealaltă asta. Astfel încât să fie în stare să genereze singurul element interesant.
ce să calculezi în ceva? Da, gen, nu știu. Am muscat sau ceva la asta. Deja e mai complex să calculezi așa ceva. Dar, ziceam, de unit are ceva în genul dacă tu îi dai unia să duc într-un punct da, și altul. Da, dar știu bine că mergi în unit. Mă referam prea mai dacă ai un fel de mergi sau ceva genul ăsta care poate să vizinezi. Dacă ai un tub sau ceva genul ăsta, să vizinezi automat, să nu stai pe cine. Pe asta ziceam că dacă vine al doilea și încearcă să pună pe același punct, automat îl dă la o parte. Adică automat al doilea se pune lângă, cum ar fi. Este funcționalitatea asta. Păi nu prea ai control. A unde să se ducă. Asta e faza. Vrei să ai control? Implementează-o de la zero. Nu vrei să ai control? Nu implementează de la zero. E simplu. Chiar a fost recent o conferință despre aia și asta cu niște chestii foarte interesante. Totuși, implementările moderne, să zic așa, mai moderne, foloseau un sistem de cenjurul fiecărui om, fiecare individ, foloseau niște puncte și fiecare punct avea, să zic, o anumită greutate, între ghilimele. În ce sens? În sensul că alea erau calculate în funcție de environment, în funcție de obstacole, în funcție de cover, în funcție de inamici și la fiecare moment, ăla din toate punctele care avea, câte puncte? 4. Și alegea cel mai optim punct. Exact. Și faza comică era pe același sistem. Dacă inversa tot sistemul... Dacă inversa sistemul, adică dacă inversa greutățile fiecărui punct, obținea o retragere perfectă. Adică, efectiv, practic, să se retragă dinamic. Fix în partea opusă, fix pe după cover, fix... Numai de sistem. Deci, cum am zis, nu implementez eu două mecanici separate, pur și simplu modific un unghi și automat îl fac drept sau așa. Deci asta, cu cât e mai bine gândit, cu atâta modifici și niște parametri și obții total alte efecte. Alte întrebări. Ok? Gata cu el. Deci mai departe atunci. Ok, UI-ul este folosit UI de la Unity. Pare un subiect super simplu, nu e chiar așa de simplu. Mai ales, acum nu are implementare de asta, alegerea controlului, adică configurarea controlului, aia e cea mai grea parte la UI, pentru că sunt foarte multe linii. La celălalt joc am avut de făcut tot keyboard schemul, practic când îți alegi tastele, e destul de complicat să faci asta în UI, îți ia mult timp. E vorba de timp, nu e vorba chiar de complexitatea codului. Storage. Un alt aspect chiar foarte important. Jocul e făcut pe... În Unity există conceptul de scene. Fiecare scenă este o entitate separată, adică sunt alte obiecte, alte chestii, alte obiecte manager care controlează pe acolo. Și avea nevoie de o metodă ca să țin minte datele dintr-o parte în alta, de la o scenă la alta, am nevoie să țin minte ce roboți am nevoie să țin minte ce bani am, dacă intru în oraș, să știu câți bani am, dacă ies din oraș, să știu câți roboți am cumpărat din orașul ăla. Pentru persistență am folosit JSON, faza faină este că e serializat într-un fișier, toate datele spuse într-un obiect foarte mare, într-un plain C# object, care are specializat alte obiecte mai mici pentru jucători, pentru AI, pentru toate. Și sunt serializate la fiecare schimbare de asta de scenă. În caz când a creat jocul, poți da un new game și îmi păstrează starea exact unde a fost salvat. Ce ai deschis pe asta și gen, nu știu ce se pare, și nu pre-press și pre-press-ul e registrarea datelor. Pre-press-ul sunt mult mai perisabil. Și părerea mea că sunt mai perisabili, adică astea sunt ca salvările. Sunt efectiv niște salvări, nu sunt să ai de trecere la o stare la alta. Eu asta îl folosesc și ca save game. Adică tu când dai save și ai ieșit în joc și dai load, ăsta e tot ca save game, știi? Player prefs e mai mult așa, nu știu, ceva ca niște cookie. Așa le văd eu. Niște cookie, mai vrei să faci niște modificări, le păstrezi acolo. Și felul în care sunt, felul că ele sunt, practic, sunt numai key value, storage. În principiu, player prefs. Eu aici am, practic, obiecte. Am obiecte mari serializate. Obiecte luate linii cu linii, serializate automat. Am niciodată automat în modul ăsta, știi? Gen,
care a fost un om în spate și a fost ceva wow, știi? Avea sens să poți să mă amintesc, nu am. Nu, dar Unity are direct, are serializat pe JSON. Și foarte simplu. Merge la tot avea presență, repede. Merge foarte repede. Ce nu-mi place, în schimb, e trecerea de la o scenă la alta. Dar nu ține de serializare, ține pur și simplu de încărcare, descărcare de chestii și încărcare de... Poți să-i dai un destroyer la altă, știi? Și pur și simplu să treci un lucru. Este o altă variantă mai bună. Scene aditive. Adică scene separate, dar toate să fie în aceeași chestie și, practic, să mut camera din o parte în altă. Asta mai este o variantă de optimizare. Ca să fie toate, s-o încărcat odată și rămân toate. Da. Numai că s-ar putea așa să fie, să adune prea multă memorie, încă nu știu exact. Bine, mai este și ideea, dacă văd că sunt jurul a unor chestii, mai șterg sau mai adaug, gen cum sunt hărțile alea, cum discutam mai devreme, hărțile alea de bătaie. Dacă am vreo 20 de hărți de aia, să le țin pe toate memorii, ocupă destul de mult. Dar ce aș putea să fac? Păi eu știu că pe teren de iarnă, nu are sens să mai țin și alea de vară sau mai știu ce. Le șterg pe alea de memorii, le țin numai pe toate variantele de iarnă și schimb zona, schimb hărțile. În background, cumva. Da, asim. Ceva așa asim, omul nici nu-și dă seama, el intră, joacă totul fără loading screen, fără nimic, dacă se poate. Așa ar fi cel mai frumos. Poate doar o tranziție, ca să nu fie așa sec. Alte întrebări legate de persistență? Da. Deci, teoretic, eu ca să evoluez jocul pe zi, trebuie doar să găsești jocul ăsta să pun ce vreau pe mine. Da. Da. Așa a fost. M-am gândit prima oară dacă să fac format binar sau nu. Dar după aia am zis că nu. Pentru că oricum oamenii vor să modifice chestiile astea. Le place să modifice chestiile astea. Dar e single player? E single player, exact. Ba chiar mă gândeam să ofer și niște fișiere de configurație ceva. Pentru că sunt oameni care chiar vor să facă modding. Și sunt care fac modding. Și până la urmă îți strici tu sau nu, sau poți să faci un save game și după aia îți pui nu știu cât gol. Poți să faci chestia asta. Vrei să termini mai repede. Ce vreau să poți? Tocmai îți permite, știi cum mai trebuie să te chinui tu să faci cracker, să faci registry, check-up. Nu. N-are sens. Chiar nu-i văd sensul. Zic, mai bine să faci de start un meniu pentru cheating. Da, dar asta nu-i cheating. Adică dacă vreau omul să modifice ceva, poate să modifice, nu-i nicio problemă. Consider că trebuie să fie acces. Bine, acum dacă e multiplayer, da, trebuie să fii securizat, trebuie... Dar single player poate să facă ce vrea. Uite, ca să mai stăm un pic pe ideea asta. Da. În Assassin's Creed 4, cred că a apărut prima dată, sau mă rog, prima dată am văzut eu, care se pot cumpăra time savers. Adică, pe Steam, cumperi joc, nu știu cât costă acum, whatever, și poți să cumperi de stilul 1 euro sau 2 euro o chestie care te ajută să faci mai puțin grinding, să faci, știi, să treci mai repede prin anumite zone. Dacă tu te gândești să aplici o strategie și de genul ăsta de monetizare, ar avea sens să securizezi safe-ul. Ce ar mai fi, în afară de strategia asta, ar fi achievement-uri pe Steam. Sau achievement-uri pe Steam, da. Achievement-uri pe Steam și atunci ar conta chestia asta, pentru că să free achievement nu e ok. Da. Asta, dacă ar fi achievement-uri pe Steam, dar nu știu exact dacă o să fie sau nu. Și dacă o să fie pur și simplu din formatul ăsta, pun un fac binar, nu mai sparge nimeni. Dar ceea ce poți să faci e să salvezi cache-ul fișierului. Atunci când se modifică, să faci un check-up, știi? Da, hash-ul ăla modifică da, nu se salvezi. Într-un fișier binar, logic, și am ajuns la cea. Dar vrei să faci chestia și faci o lui opțiunea, să modifici un fișier de sonă salvare, dar pe salvarea aia nu mai este nimic mai acil. Da, merge, da. Chiar e bun, a fost. Dar este fain să poți să-l văd la timpul și pentru chiar dacă știi, sunt în regulă, știi, să uiți pe acolo, terapia fișierilor și este fain să faci și etc. Vei criptate, n-ai cum să țin timpul și chiar dacă faci, na, deci nu e cu proiectul tău, tot n-ai cum să găsească cu chiar. Poți să folosești pe cheie la stilul, na, nu știu, ceva, pur și simplu, în momentul ăla de bine, și știi, toate datele salvate în momentul ăla, au venit de la setul total, știi, să joarăstă. Bine, asta poți să faci și în sau. Da, sunt foarte multe metode de a securiza datele astea până la urmă. Cum? Dacă, na, memoria nu e cu fost mai trebuie să modifici fiecare
nu fac parte, ce adică ai mărea pe limbi, flotul, toate astea, nu ar trebui să le ai cum sunt. Ar trebui să folosești un fel de... Tu te stic cu taie, ceva la stilul. Pentru că eu pot să fac acea engine, să se modific două valoare și să se modific memoria dinamică. Chestia asta, da. Sau să se încercez un lucru în aplicație. Și din punct de vedere a securității... Până la urmă se poate, dar chiar te chinui... Da, chiar te chinui, ce știu că am putat. Deci cine își pune capul, până la urmă sparge. Și chiar sisteme foarte complexe, până la urmă dacă vrei. Mai simplu, părerea mea și să încep cu cei de la Battlefield, analizează modul în care joacă utilizatorul, știi? Și o lasă să trișeze cât de mult vor ei. Doar că eu îți analizez profilul, având, nu știu, câteva mea, 10.000 utilizatori în spate care în comportament. Și eu te văd prin când tu comportezi alea mai ciudat, știi? E un fel de good, ăsta e un fain, lăsat în legat, știi? Și practic eu îți vezi să-ți iei comportamentul, ceva nu e ok. Ăla știi și automat să ceva este lucru. Da, mai degrabă să faci ceva de genul ăsta din vederea securității, decât să te chinui să fie securitate exagerată, la un dat cum se vezi ce trebuie. Da, până la urmă, la un joc single player, nu știu cât de mult securitate trebuie. Da. Că tot și single player. Adică în afară de ce multuri sau să îți cumpări niște time saver sau nu știu eu ce alte chestii care nu trebuie să fie, adică maxim DLC-uri care mi se pare mai bună opțiunea să cumperi DLC-uri. Sau mai faci câteva chestii și scoți 2, varianta 2 a jocului și sună unul mai bine, e stand-alone. Așa la DLC-uri trebuie să ai joc original, mai bine scoți varianta 2. Graficul alea că updatată, ești diverse, un 60 FPS, le vinzi aceeași placă, exact aceeași placă. Și gata. Merge, văd. Other stuff. Asset-urile, o parte au fost cumpărate, altele au fost făcute din manual. Animația lor vostru nu-mi place. Am cumpărat-o. Se poate îmbunătăți, dar aici depinde de cum se cheamă nivelul echipei, dacă echipa are artiști, animatori, artiști grafici care se facă. Nu recomandez să stori, sunt chestii chiar foarte faine, găsesem o listă cu obiecte, cu copaci, cu efecte foarte faine. Bine, erau la $20-30 efectul, adică nu efectul, o set-ul, dar foarte bine. N-am folosit încă de alea. Ok, cred că... mai am o parte. Am pus ideea generală, adică cum s-a realizat jocul în general și după aia am o analiză mică în detaliu unei părți. Structura principală, doar foarte în mare. Vreau să zic că nu arăt cod, doar problemele cu structuri. V-am zis că avem câteva scene, scena de main menu, scena de main map, battle și city. Evident, la battle sunt mai multe variante, la city tot așa mai multe variante, dar în principiu astea sunt scenele. Că eu optim că nu se schimbe între scene, văd că merge cam greu, se pot face îmbunătățiri pe asta, avantajele sunt separate. În sensul, pe main map sau pe battle sau pe city am total alte tipuri de alte logici folosite. De exemplu, la battle am ceva care se ocupă de gestionarea roboților, de crearea roboților de atac. La City vor fi tot așa, gestionarea clădirilor și alte chestii, care nu mă interesează în celelalte scene. Deci, într-un fel, nu le-aș vrea să fie toate la un loc, pentru că după aia pot apărea conflicte. Dar mai sunt cazuri speciale, gen anumite părți din battle să fie în City, adică, practic, să poți să ai un battle în City. Și m-am gândit la cazul ăsta când am implementat partea respectivă și se poate transfera, să zic, o bătaie într-un oraș. Gen, asindezi un oraș. Atunci ai bătaia în oraș, schimbă alea cu logică, dar permite structura aplicației. Și în battle sim, este singurul care am discut. Este un battlefield manager. Asta, cum am zis mai devreme, se specializează pe a crea roboți, pe a gestiona tot sistemul de bătaie, adică în sensul câți roboți sunt de o parte, câți sunt de altă, dacă mai există sau nu, dacă s-a terminat într-un fel sau altul bătaia, sau în sensul dacă intri foarte, foarte mari, gen dacă cumva cineva își face armate de câteva 100 de roboți, evident nu pot fi spawnați toți pe hartă, ci dacă, după ce omoriți să zic o parte, sunt pluți cu alții. E ca să ocupă cu tot ce înseamnă bătaie. Și sistemul ăsta interacționează cu player controller, interacționează cu toate instanțele de AI, cu
cu proiectile nu prea interacționează pentru că astea sunt create ori de jucători, ori de roboți. Sau cu UI-ul, UI doar preia, nu, el nu dă nimic înapoi. Da. Nu. Direct nu. Poți trece chiar prin. Adică e doar poți impuști prin proiectul. Și făcuți. Nu poți interacționezi cu ei, adică efectiv chiar nu poți. La început era, îi pusesem colidere la toți, dar pentru că asta pentru că eu nu prea distingea și se apropiau foarte mult, se apropiau nu din fizică, că dacă s-ar fi apropiat din fizică, puteau să mai instanțeze. Problema că se apropiau din cod, din codul ăla de mișcare cu Navmesh. Și mi-i băga unul în altul și când se întâmplă chestia asta, încep să zboare. Încercau să zboare pe acolo tot și zic, nu, scoatem de tot, lăsăm așa să nu intru unul, să intru unul prin altul, să nu zboare pe acolo pe hartă roboți, că nu intenționăm să zboare. Păi poți să faci ca roboții mai plătești pe edificiu. Da, nu, tu ce mai are sens, ție, că zboară roboți să zboară pe acolo? Super, da. Păi asta sună mai mult trebuie să le separi mișcarea de direcție care îi dă neamneșul. Adică neamneșul ar fi post consultativ unde îți văd o dată la dată și neamneșul calculează unde să ajungi și după aia tu îi dai la modul de movement direcție. Păi cam dai, dar trebuie să ia cont și de ce are stânga și dreapta. Acum nu e aia. Adică acum treci prin tot. Se duce. Problema e că se duce prea direct. Efectiv, treci și prin copaci. Ziceam, ziceai că Navmesh-ul îi forțează să meargă pe anumită piatră și tot îi urmează. Da, în sensul că îi forțează, în sensul că dacă sunt doi, s-ar putea să-i forțeze să intru în altul. Păi, de asta ziceam, Navmesh-ul îi are un rol consultativ. Unde poți să mă duc, unde ar trebui să meargă. Da. Și, efectiv, mult pentru să țină de unde poți să meargă până acolo, adică fizic, condition și pentru că poți să ajung până acolo, știi ce sunt. Cred că nu știu dacă poți să modifici real-time chestia asta așa ușor. Deci e vorba de modificări real-time. Nu cred că mai simplu de implementat un sistem de ăsta, pentru că Navmesh-ul nu prea mă lasă pe mine să am acces la control, la controlul de care spui. Adică ăla pur și simplu zic să mă mute acolo și să mă mute singur. Merge singur omul. Este Navmesh agent. Care dar Navmesh agent nu redundează, ci, adică el nu spune exact ce prea trebuie să ia? Ăla merge. Deci tu îi dai un punct și el automat își calculează și ajunge acolo. Okay. Asta e. De-aia zic. Poate să-și dea, dacă a ajuns de bea acolo, își dă seama un obstacol și hai să-l oculez sau ceva. Dar așa nu prea e super inteligent, să zic. Da, îmi văzusem chestia asta de făcut la Neapoli și era făcut un fel de ghost. Ghostul respectiv folosea Neapoli și să ajungă până în poziția aia și după aia transmitea înapoi cum e dat spate mișcă până acolo. Și de la, efectiv, la controlul din mișcare, cum vedeți. Deci, unitatea care activa Neapoli era ghostul din environment sau din corpul care trebuie să lungești și pur și simplu ea vedea dacă se poate mișca până acolo și vedea mai departe la body, la colaide, la tot, se poate ajunge, merge până acolo și ăla procesa informația și se mișca efectiv cu regulile lui de verificare. Mă dispede cineva, este ea. Da, dar dacă ai 100 de instanțe de astea și să mai faci încă, eu zic 100 de instanțe de AI și să mai faci pentru fiecare, încă 100 de instanțe de chestii de aia care se meargă, s-ar putea să o moare. Păi mă de asta la Mount Blade avea limită de 32, 32 sau ceva. Da, avea o limită. Păi da, dacă avea armată mai mare, o spawna numai o parte de armată și restul, după ce mureau, mai spawna o parte. Da, și aveai situația de ajutată care aveai armată de 3.000 oameni versus armată de 32. Și băteau, puteau să câștige aia cu 32, da. Și fiecare dată spuneai cu aceea viață oarecum, aveai șanse să bați și ce parte nasoală în chestia asta cu spawnatul ăsta? În sensul că poate să spawneze gen, tu ai specializat pe niște chestii. Nu știu, gen, spawnează numai footman și ăla are arcaș. Dar și tu ai arcaș.
Dar ăla până ajunge la arcașii tăi, îți omoară nu știu câte rânduri de Fortnite ca să ajungă la arcași, ca să se bată și ei. Și de-aia zic, s-ar putea să fie, cum se cheamă, defecțiuni, cum spunează. E aici am declarat o pagină de la Marvel Total War. Marvel Total War vezi câte corpuri au lumii, individual fiecare corp e ca și corijul. Dar unitatea e o unitate. Că unitatea are sub ea un număr X de corpuri, e altceva. Dar tu, efectiv, pe cât, ai 20 de unități. Max tot timpul ca și comandă. Și după aia fiecare dată la lume și menajează corpurile zile. Dar poți să ai și gen Heroes, care sunt toți în același. Și ai, nu știu, câte unități, un număr singur. Și, de fapt, unul valorează cât 10. În fine, adică că 10 în sensul că de fapt erau 10 unități pe aceeași poziție. Heroes. Aveai un... Vreau să cred că nu fi o posibilitate, nu știu, sigur. Ori 30 de aiuri care controlează 30 de unități. E un aiuri care controlează 30 de unități. Doar cum? Bartesc asta, dar cu sistemul ăsta... Dar ăsta mă gândesc că unități mai rost să puteți spunea, pentru că un aiuri ia în considerare toate poziții sau apășare. Da, dar cu sistemul ăsta nu se poate, cu RNA. Pentru că RNA presupune pentru fiecare instanță să aibă un behavior tree, să aibă asociat cumva fiecare instanță este tratată separat. Poți să zici cumva instanța este chiar dacă este tratată separat, să fie, zicem, un coordinator, te referi la un fel de, nu știu... Cum ziceai, o feature-ul ăla de commander, ieși... Da, un fel de commander, da, un fel de commander, dar automat. Adică să fie controlat de tot de AI. Și ăla, practic, se ia mutățile astea doar să primească gen la behavior ăsta, să aibă move și atât, fără nimic altceva. Și ăla să gândească unde se duc. Și atunci poate ar fi, să zicem, dar din păcate nu asta e, cum se cheamă, nu asta, adică unity de obicei este per obiect, adică încearcă să ai acțiune per obiect. Nu să ai, foarte rar, ordonezi chestii pentru un singur obiect. Într-adevăr, să puteți fi mai optimalizat. Puteți să dai de exemplu în situația asta, tocmai că algoritmul permite ca pe obiect să-și dea seama din prejurări. Și destul de fast, adică destul de optim, să nu ai probleme. Cât de des se apelează AI-ul, adică în life cycle, în jocul, la fiecare frame, nu poți să controlezi... La cât de des se fac update-ul? Da. Am căutat chestia asta. Dar acum, faza că, de exemplu, dacă este un moac aici și nu se face la fiecare frame, nu e ok. Adică de-aia zic, nu știu dacă tocmai... Nu, dar eu mă gândeam la o optimizare de genul să există o inerție. Adică tu dacă calculezi AI-ul pentru, zic, ai 1000 de unități pe Battlefield și la fiecare frame calculezi comportamentul pentru 20 dintre ei. Dacă tu ai 30 de frame-uri pe secundă, ai trecut prin 600 de unități într-o secundă, să zic. Și, practic, de ce ar fi chestia asta? Restul unităților, deci AI-ul ar trebui să decidă doar schimbările de comportament. Adică el, dacă era în starea walk și nu îi se apelează ăsta behavior tree-ul, el ar trebui să meargă în aceeași direcție în care mergea înainte. Și adică asta e o posibilitate. Ce nu-mi dă seama, da, într-adevăr, așa e optim. N-am găsit, am căutat chestia asta. Nu este, da? N-am găsit. Că m-a interesat să fac chestia asta. Să, cum se cheamă, optimizarea asta. Să încerc să nu fie toate în același frame, practic toate unitățile pe același frame, să fie pur și simplu... Practic e un pic overkill, știu, să iei decizia de 30 de ori pe secundă, aceeași sau 60 de ori pe secundă, aceeași decizie, știi? Aceeași decizie. Ok, m-am deplasat încă un milimetru, merg tot înainte? Da, merg înainte. M-am deplasat o fracție, mai merg înainte. Așa e, așa e. Da, e overkill. N-am găsit încât dacă găsesc, să scupi. Adică, da, ar avea sens chiar și la câteva secunde să... Da, bine, ideea este că el se parsează de fiecare dată și el știe exact unde se intre. Practic, un fel de cod simplu, nu un cod complex, e un cod care e efectiv ca un fel de wilding. Da, dar ai zis că totuși în profiler se vede. Da, în profiler se vede, dar sunt multe unități, se vede. Grav. E totuși expensive. Cred că sunt niște design methods, ce controlul ceva de genul ăsta, pentru interacțiunea asta exact, cum a spus dumneavoastră. Și
poți să implementezi, dar nu sunt tu deja în vreme niciodată. Și că sunt câteva care sunt pură, când e chestii din astea. Sau ca obiectul, poate când știm cu răstarea sau când interacționează cineva cu el, o să facă anumite modificări. Poate, nu știu acum, în faza cu ăsta, cred că se poate, nu știu, măcar pune, să nu fie chiar la fiecare frame, sau nu știu. Da. A presit asta pe update sau s-a presit? Ce anume? Ai cum? Deci el automat își face. Tu ai văzut? Te-am văzut. Și mă poți să dai un pic update și deja nu știu jumătate, sau partea mea cu... De, el are cumva, deci tu îi pui obiectul, îi pui, atașez behavior tree-ul și îl face un acces. Și de, din păcate nu ofer decât de LL-uri. Aștia de la RNA. Ok. Trebuie să faci chestii, îi faci în GIMP. Faci, da. Va fi mai ușor să se adapteze la fiecare frame, să faci ori 2 seconds reapelează, sau atac 2 secunde reapelează. Cred că ar merge în sensul ăsta, adică pur și simplu să-l... Ai o funcție de wait, în sensul că el se apelează și îl faci să stea aici. Îl faci oia că se aștepte. Sau după ce ai găsit la poziție, îi faci oia că se aștepte. Deci îl faci oia că se aștepte, între timp se întâmplă altele, probabil. Dar mă gândesc că dacă faci așa și aștepte, o să aștepte toți. Nu, că astea sunt probabil sunt thread-uri separate. Nu cred că îți faci 100 de thread-uri dacă ai 100 de unități. Da, dar cum e chestia? Problema este că o să fie gen 100 de unități, o să fac pentru toate, toate o să aștept în punctul ăla și după aceea o să continui. Nu, dar să prind faci, de exemplu, aia ar fi atac X. Da. Și el, la fiecare frame își face atac X, dar de asta poți să faci atac X și asta să fie singura chestie din aici și după aia mai pui următoarea instrucțiune, peste 2 secunde reapelează. Dar timp de astea 2 secunde nu te opri pentru că aici. Și în felul ăsta nu aștept, ci faci ceva în timpul ăla. Nu cred că are suport biblioteca asta pentru chestia asta. Asta sună mai degrabă ca o rutină ceva. Să fie ceva ce se apelează... S-ar putea să fie cu rutina asta. Asta e că nu știe nimeni ce e implementat în spate. Păi da, de exemplu, eu nu știu că are și JavaScript, de exemplu. Și JavaScript poate să facă chestia asta, un set interval sau un alt risc. Și are... Da, nu poți. Deci oricum nu poți tu să interacționezi. Folosești ce ai și atât. Nu poți tu să-i faci altceva, știi? Adică te joci numai cu ce să-ți oferi în cazul ăsta. Atunci să ne departăm un pic. Oricum tu acum ești în stadiu de început aproape. Da, da. Nu poți să schimbi tehnologia. Da, asta e că nu știu exact dacă o să rămân pe asta. Păi te-ai uitat, nu există alternative open source sau măcar cu sursă deschisă? Există, era ceva super rudimentar care mi-a oferit numai pe finding mai ca lumea și să implementez eu iar. Singura chestie e că îmi place behavior tree și tocmai că am văzut, eu vreau așa să implementez. Dar pentru behavior tree nu este nimic altceva? N-am căutat, dar erau asset-uri pentru AI, dar erau bani. Alte întrebări? Eu te întreb pentru că la real este, sunt behavior trees în el. Asta e că behavior trees e viitorul, de asta sunt. Deci, e clar, ăsta nu, ăla da, ăsta e viitorul. Nu degeaba. Deci am văzut Funny State Machines versus Behavior Trees. Sunt așa de multe pro pentru ăla și atâtea contra pentru ăsta, încât e clar. Că eu nici nu știam chestia asta până să mă apuc de asta. Chiar credeam că e ok asta, dar nu e ok. Am avut o grămadă complex, știi, dacă faci o chestie din mare, îți ajunge în state. Știi că nu e adevărat. De exemplu, are Unity Funny State Machines pentru animații. Poate să fie greu. Pentru animații de un om. Câte cazuri particulare și câte prostii am găsit acolo ca să fac 3 animații să meargă ok. E foarte... nu sunt ok deloc. Într-adevăr, sunt foarte ușor de gândit, sunt foarte frumos de făcut. La început. Dar după aia, când devin mai complexi, nu mai e frumos. Asta e mult mai... Când îți crește numărul de stări și de tranziții? Când crește tranziții, numărul de stări, condiții dintre stări, asta e problema. Ne-am lovit foarte multe chestii la condiții. Deci, ce vreau? Poate? Ar trebui să-l
Păi da, sunt o grămadă de parametri, nu știu ce, poate el la animație, de exemplu, nu știu, era o animație de crouch, ăla mergea în față și fugea. Și nu intra în crouch, intra în crouch care fuge sau nu știu ce, și era total o altă ramură pe care nu o vedeam sau nu știu. Evident, când ajungea pe acolo, Final State Machine nu se oprea, că nu mai știa ce se facă, dacă nu avea implementat. Și stătea în altă animație. De aia zic, nu e ok, mai ales pentru noi, care e mult mai complex decât niște animații. Asta e bun pentru meniuri. Pentru meniuri se intre în stare. Meniuri folosești după aia care se dau sau pentru mii sau... Nu folosești pentru meniuri. Nu, mă refer la asta, ca să ajungi dintr-o stare în alta, gen... Din main menu, nu știu ce, sau nu știu ce, să știi că poți să te întorci în aia sau poți. Pentru asta sunt. Cred că asta e tot. Am presa. Da, cum este tot. Alte întrebări, tot așa, legate de ce am zis și la început și despre... La următorul banc am putut să le privare din carte și cât să le trebuie. Doi oameni? Nu știu exact, deci lucrăm de vreo 6 luni la el, cam o oră pe zi, cam așa. Să zic, în mare, bine. Au fost zile în care nu au fost deloc, au fost zile în care 3, 4, 5 ore. Până când e early access, cea puțin, am zis că vreo 3 luni, să fie un joc decent. Și că nu... Dacă a fost, dacă am și eu, sau ca ceva, așa ceva, minimum am parlat la asta. Deci trebuie să fie minimum. Acum nu. Deci acum nu e minimum. Are niște chestii, dar nu poți să faci mai mult de tot. E un minimum product, fără viable. Da, e un minimum product, nu e viable în sensul că mai sunt niște defecte, să zic. Și acum putem să mergem pe două variante, cum am zis la început. Ori putem să polișăm ce avem, ori putem să mai aducem feature-uri. Până la urmă e discutabil în ce sens, în ce direcție. Momentan asta cu AI-ul, asta mi se pare cea mai complicată chestie. Că dacă AI-ul nu e făcut bine, după aia nu mai fac jocul. Chiar nu mai are niciun sens. În bătălie nu mai are niciun sens. Da, e auto-battle, gata. Poate e realist sau... În ce sens e realist, adică? Răspund o surprinză, știi? Da, da. Termenul de 3 luni, cred. La asta te referi, nu? Nu, prețul de pornire... Prețul de pornire? Prețul de pornire vreo 15 euro. De fapt, cam prețul, nu prețul de pornire, prețul. Cam așa o să fie. Bun, jocul zice de green light, la 50% sau ceva ce mi-ai spus. Ai ce să facă jucătorul la început, adică o stare de față. Păi acum nu prea ai ce să facă, dar e minimum product. Nu știu, e green light, trece la fiță, zice, cu câteva zile, ce faci? Și dar trece foarte poți bine, să stai, dar după aia stai, nu mai e. Stai, deci nu lansezi nimic. Poți să stai cu șoloa green light-ul și după aia îți apare butonul să dai publish. Și nu-i dai. Simplu. Apropo de chestia asta, vreau să te rog să ne vorbești un pic, dar cumva pe delete, pas cu pas, ce înseamnă Steam green light. Și... Dar nu prea e o lucru de asta. Da, 100 de euro, un joc acolo, de bun. Da, adică nu e un colegul nostru. Aha, colegul tău. De gestionar. El a pus, el a făcut trailerul care a fost de făcut de el. Matic. El s-a ocupat de Greenlight, tot bine și de cam tot ce țin în afară de programare de joc. Eu sunt programare și tot. Și nu, adică Greenlight, eu știu că ok, îl punem pe Greenlight. El mi-a demonstrat cu primul joc că nu trebuie să fie cu nu știu câte feature, nu trebuie să fie minimum viable product, ci poate să fie minimum product. Anumite poze care apar pe acolo sunt regizate, în sensul că nu există posibilitatea să fie asta în joc. Dar ce contează? Adică... Asta e limba de feature. Da, nu, în sensul regizate total, adică a intrat în scene editor, modificația aia, ridicate mâini sau mai știu ce, care nu se poate așa ceva, dar... E făcut în așa fel încât să fie mai viable. Învionează la pauză. Da, da. Așa faci. Vrei să vezi ceva, vrei să nu undeva, trebuie să faci asta. Eu nu prea de acord, dar așa e, cum se cheamă, așa e mentalitatea. Care era unul ăla de GTA? Care? Era o chestie la GTA, unul era un hacker care făcea... Watch Dogs? Watch Dogs.
Da, la, dar și la Witcher a fost fază, că la Witcher tot așa, l-a arătat la E3 acum vreo 2 ani, grav Witcher. Da, Colonial Marines. De la, eu la foc după ce-o prezentat demo la E3. Demo a fost perfect, era cel mai fain joc, avea cel mai frumos feature și... Nu a ieșit... Witcher, e fain, dar grafica ce-a prezentat-o ea atunci față de produsul final... Și nu știu că era real-time, adică nu era photoshopat sau ceva să zic, nu era real-time. Păi, am luat chestia asta și puțin uiți la ei, au tendințe din astea, să prezinti jocul super high detail și când te uiți la el, bă, dar ce s-a întâmplat? Așa, că... Nu ne aici. Și s-a întâmplat ceva între timp, vreodată. Nu, de obicei ce se întâmplă, console se întâmplă, asta se întâmplă, adică el fac fain, după aceea dau seama asta e că avem limitările astea de consolă și doar nu o să scoată versiune separată pentru PC. La GTA 5 au scos o versiune separată și s-a vândut super bine. Adică eu mai stat încă un an după ce au lansat tot pe consolă, mai stat încă un an, făcut toate texturile de la zero, făcut tot, făcut și first person și l-au lansat PC, l-au lansat calme. Nu a fost un port. Nu a fost just a port. Au avut niște bug-uri, dar eu l-am cumpărat și-o meritat mare, chiar a fost cam mare. Și chiar se vedea că nu-i portat de pe consolă, ci chiar era făcut pentru PC. Anul ăla în plus care l-a luat, chiar l-a meritat. Cum am întrebat întrebarea legătură cu jocul, după ce este mai adaptezi? Da. Dar și jocul care l-avem tot, mai facem update-ul. E bine. Desert Land? Da, Desert Land mai apar update-urile, da. Dacă nu țin de adăugare de feature-uri sau doar de... Și bug-ul fixing și feature-ul. Cum faci să apetezi la feature-ul? A fost pus sau a fost sau Steam? Steam. Steam, dar nu, că se ocupă el. Se ocupă el automat. Deci Steam are patch-ul. Adică tu îi pui fișierul și faci el diferență în el. Da. Deci nu mai trebuie să te acum. Și cum e infrastructura de bug reporting sau... Cum știi cu acolo un anumit bug? Pentru că mă gândesc că echipa developer e destul de limitată, din tech, tot doi sunteți. Da. Așa. Cum va aduc la cunoștință cu oamenii că... În comentarii. Adică e tot din platforma, tot cu Steam. Da, au un forum la fiecare. Da, sau au un mic forum și mai scriu. Face un topic și... Da, de obicei așa, nu ceva mare. Dar de obicei îi găsești. Să facă, da, mori, da, să vedeți de ce. Da. Nu neapărat să fie crash-ul, poate să fie funcționalitate crash-ul. Poate să fie funcționalitate crash-ul. De exemplu, ce funcționalitate au găsit un bug, cu cât sunt mai mulți oameni pe hartă, cu atât le crește damage-ul la armă. Nu știu cum s-a întâmplat. Dacă sunt vreo 50, dai un foc și-a murit oricine. N-am așa o mică idee cum s-a întâmplat asta. Trebuie să-l corectez, cum să află. Trebuie să existe un lucru. Trebuie să existe un lucru. Nu știu, chiar nu știu cum era. Sunt fix, sunt niște chestii, niște lucruri. Vă spui că asta este o mecanică inovativă. Mecanică, cât într-o mai prost, că tot asta. Un upgrade, un power up, știi, mai mulți oameni, mă lupă la 100, știi. Da. Este un lucru pentru care va design, damage, monster. Nu, că e faza care a fost, că jocul nu avea așa de mulți playeri, dar tot s-au vândut, tot s-au vândut și tot s-au adunat. Și tot mai intrau mai mulți, și așa a apărut bug-ul, așa ne-am dat seama de el. Fiind puțin mereu, nu prea îți dai seama. Dar pentru că a intrat foarte mult soldat, ne-am prins că, opa, e problema. Da. Sau îți mai avem de Nu știu exact unde e problema. N-am nici ce am mic. Nu știu, vedeți că e posibilitatea ca la început să fie damage-ul AB0, când intră un player, să dau damage-ul AB5, mai intră unul, la aceeași vreme să dau damage-ul AB5. Dar nu, că cum îți cheamă astea, sunt N-am nici ce mic idee, nu-i nici ce. Mă gândesc că s-ar putea să fie generate mai multe lovituri. Adică... Mai multe gloanțe, da. Mai multe gloanțe în unul singur. Aia mi se pare o chestie mai plauzibilă. Și atunci îți dă senzația că crește damage-ul pe foc, dar de fapt îți generate mai multe gloanțe. Ok, alte întrebări. Și e tool de developer.
Unity 3D. Ok, mai vreau la visual, să văd și folosiți. Get. Get cu Bitbucket. Ținem pe Bitbucket. Are gratis. Get super pe lumea. Cea mai bun, recomand. Nu altele. Nu, să vărăși. Nu. Pentru partea de rețelistică, la... A, la... Desert. La Desert, Photon. Photon? Photon, da. Și a trebuit să plătiți când voi intra 50 de oameni? Da. Dar nu când voi intra 50 de oameni, am cumpărat la 200. Aveți la... 200 de concurrent connections. One time pay. De la început. Și ok, ești mulțumit cu alegerea asta? Nu i-am dat bani. Nu i-am dat bani, dacă era după mine, eu aveam sistemul meu, țin 20 de concurrent connections, după aia aveam mai multe serveri și automat intrau pe alte. Folosind Photon, dar aveam mai multe aplicații, de 20 până atât. Aveam, da, un fel de matching, da, care îl trimiteam pe alte serveri. Da, e bine, ăsta e leac... E leac cheating, dar permitea sistemul și foloseam, da. Dar colegul meu a vrut să fie mai mult pe hartă, vrea 50 pe hartă. N-aveam cum să fie 50 pe hartă, așa că da, v-am și cumpărat. Bine, eu scos după aia din joc. Dar zic așa. Vrea 50 pe hartă, ce să-i fac? Alte întrebări. Cum ați plecat de ghele din joc? Cine a spus de la început niște chestii, băi, asta sunt niște mască, asta sunt niște ghele care au plecat din bine, dar nu... A fost, de-aia am făcut și de-aia am schimbat tot să facem și design documentul, ca să fie mai structurat o leacă gândirea asta, cum să fie, ce să fie, cum să fie, când să fie. Am avut la fiecare versiune, să zic așa... Deadline. Nu deadline, nu. Ce trebuie pentru a ajunge la versiunea aia, ce trebuie făcut? Trebuie făcut proiectelul, trebuie făcut mișcarea AI-ului, trebuie făcut harta, trebuie făcut camera, trebuie... Se întâmplau toate alea, treceam la următoare versiune și apărea AI-ul ăsta. Asta era, de... Încă au fost musai, master, dar în fine, pentru Greenlight, de exemplu, a fost. Trebuie nu știu ce pentru Greenlight, trebuie Rangles, trebuie nu știu ce și am făcut. Și chiar a fost util design documentul și încă este. Folosiți un tool de project management? Nu. Deci doar pe documentul ăla? Doar pe documentul ăla, dar pentru doi oameni cu Google Docs? Da. Dar sunt acum gratis multe de astea. Gen, trebuie. Parcă era ceva cu 3 sau nu știu cum. Visual Studio are un chestie foarte tare. Cu services, cu online services. Sper că ai mai întâlnit asta. Deci dacă tragi pe community, îți faci proiectul ei. Asta e singura problemă, că trebuie să poți folosești Git-ul sau poți să folosești Git-ul VSU-ul lor, version system, version system lor. Dar odată ce postezi proiectul la ei, îți oferă automat om și platformă de și acolo tot ce înseamnă backlog, task management, bug, features, tot ce înseamnă platformă de project management la prima. Și asta e tare că e din MOBA, o echipă de până 5 oameni. Dar asta înseamnă că o echipă de 5 oameni care scriu cod, nu o echipă de 5 oameni care sau cineva care îți face management la task-ul efectiv. Dar tu foarte bine ai putea să ai 5 artists, unul dintre programatori să fie, de fapt, un project manager, manager, control la unul. Da, poți să faci echipă mult mai mare și să folosești mai aceeași conturi, practic. Exact. 5 e asta. 5 conturi. Românii nu au inventat chestii. Asta că asta mă gândeam și la, cum se cheamă, la Bitbucket, tot aceeași chestie, ai numai voie 5 oameni. Nici o problemă. Folosești contul meu. Folosim 7 oameni contul. Așa e tare că suport în kit și, pur și simplu, Visual 2015 Community e integrat cu kit-ul. Da, am văzut că apare. Folosesc la altceva, dar apare acolo. Da, pentru că am fost acasă la proiecte care nu fac eu pet projects și postez la ei, la limitare de proiecte și de asta mi-arunc și cu astea așa. Și le detectează automat ce proiecte ești, folosești conectul
tot și schimbi de așa, eu dau tot schimb task-uri sau și... Deci absolut tot ce înseamnă project management și asta e moca. Asta e cea. Da, pentru 2 ani e chiar așa. In the Teams e perfect. Dar pur și simplu asta e acolo, să aduci și au pe sprint-uri, să înțelegi ce fel de echipă, ți-ai agerat sau e ca la rost. Mai de frumos în ce? De la urmă. Ai și Kaman, ai și Oate. Poate foarte. Da, și poți să te las iterații și adică tot ce-i faci... Da, este asta și Bitbucket are. Am folosit la un moment dat task-uri de astea, dar nu. Adică pierzi prea mult timp în management, în loc să pierzi în efectiv în a face treaba, știi? Asta mă gândesc că e altă chestie să nu lucru. Eu lucrând tot timpul la așa... Da, așa e și la mine. Și mi-e familiar când văd task-uri puse acolo, chiar când e un singur și... Da, așa este, dar când ești singur, adică le poți să poți un document cu liniuță, le-ai făcut, le-ai pifat, gata. Deci nu trebuie să fii cu sprintul, cu chestii, deadline-uri, cu estimări. Bine, și faptul că lucrează o singură oră pe zi e un factor. Adică? În necesitatea de complexitatea de project management. Da, poate să dar îmi imaginez că dacă ați făcut 40 de ore pe săptămână, ar fi mai dificil să ții lucrurile sub control. Acum, oricum, nu, cred că mai ar fi probleme. Nu? Nu, cred. Nu, pentru jocurile mici, chiar nu-i problem. Mai ales ăștia care sunt oameni în armie, știu exact ce fac, pac, scriu acolo, pot, non-stop. Iese, era, uitam, Indie Game The Movie. Dată și ăla care a făcut Super Meat Boy, lucra pe disperat, nici nu știa, dar lumea din vea. Probabil își făcea niște destuții, ceva. Și au fost băieți de la Dolby Plus, dacă nu știu. Da, i-am vorbit mai devreme. Nu, am zis de Dolby Kickers că își fac, cum se cheamă? Engine-ul. Da. Și aveau, pe, practic, dintr-o imagine, extrageau foarte multe informații. Am zis chestia asta, da. Nu e nicio problemă. Nu știam când ne-a ajuns, dacă e prins sau nu. Da, altceva. Code review, cum faci să întrebi voi sau ceva? Păi de eu singur programator. dar ai spus că tipul... Păi nu, am un coleg care se ocupă de tot altceva în afară de programare și de... Asta pe schimb, de aia nu pot să fie mai multe detalii pe Greenlight. Efectiv. Da. Și l-aș aduce aici, dar e din Galație, cam complicat să le aduc. Am văzut că nu prea ai avut cine știe ce lui, nu prea ai să fii mai bine alege de partea asta sau nu ai făcut un lucru? Trebuie să fie, că nu-i făcut. Adică trebuie să fii per parte, să poți să-ți manageuiești partea, să poți să-ți manageuiești inventarul. Deci, eu știu cu X și după aia. A, ziceai de UX? Nu, adică nu vin să mă trăiești spre exemplu să știi dacă ai, de acolo, viață, pute, alte chestii sau... A, da, ai viață. ...minimalistii... A, nu. Spre exemplu, timpul, acolo nu are nicio legătură cu tipul de joc, dar acolo nu ai absolut nimic în interfață, mai clar. A, nu, deci nu, pur și simplu trebuie să fii în UI, e bare minimum, adică ce e necesar. Și necesar. Și asta e, trebuie făcut, asta e că nu trebuie neglijat total, dar trebuie bare minimul în început, cel mai util. Pentru că se pierde foarte mult timp ca să faci un mic al meu. Și zic că la început nu merite, poate jocul nu e bun. Mai important e să pierzi timpul ăla să faci un AI bun și dacă nu iese atunci ai dai script, next game. Dacă asta deja a fost pe green, nu a fost pe green, la deci cam complicat să o definim. Trebuie să iasă. Asta e. Alte timp. Cătălin Zaharia spune că el e colegi din Galați, dar este pe chat, da. E pe chat? Vă răspunde și... Ia, răspunde la el, da? Întoarce o camera și... Da, întrebări pentru Cătălin? Poate de timp. Ei, cred că e cam greu totuși să spunem ce. Poate ne invităm prin Skype. Da. Poate ne invităm prin Skype într-o zi, că am mai făcut pe Skype. A, da? Da. A, perfect. Atunci ne vedem Skype. Data viitoare, eventual vii și tu și faci da, un da, da, sau ceva. Da, poate vorbești și despre cu
ce s-o chestii diferite, sunt complementare cumva. Ar fi frumos. Da, de... Se poate. Dar vorbești cu el, ne pune legătură, să stabilim o dată. Perfect. Gata, m-am mai spus de prezentare. Poate textul le-ați făcut voi, nu știu, și cât de greu a fost, dacă... Asta e întrebare pentru colegul. Da, dar mi-a spus el sau poate. Da. Păi nu știu dacă scrie sau nu acum. Probabil că nu m-aș și luat, mai modificat. Și oricum ziceați că ați mai folosit și asset-uri din... Da, și asset-uri, sunt proboții toate pe Asset Store. Am căutat. Era customizable robot care avea mai multe chestii. Mergea perfect în început. Când ai echipă limitată, te descurci. V-ați gândit vreodată să vă luați un investitor? Nu. Sau să transformați chestia asta într-un business mai mare? Da. Da, și dar fără investitor. Dar fără investitor. Că investitorul de obicei vrea aia, vrea aia, vrea așa și schimbă tot. Și practic ajungem niște sclavi pentru cineva care vrea ideile lui, nu ideile noastre. Adică un publisher. Da, un publisher. Și de obicei când e într-un publisher în schemă, e ca și la cărți. Eu vreau așa. Și gata, s-a terminat. Nu mai practic, nu mai aduci tu valoare proiectului. Tu nu mai ești un gold mine. Mult mai deci. Vreau atât revenue înapoi. Asta cred că spun ei. Nu cred că spun iau decizii din... Adică... Ba da. Decizii în sensul că am văzut că acum, nu știu... Am zis că văzut nu știu ce chestie. Și zic că chestia aia se vinde. Aia mi-o face. Nu mă interesează... Deci am joc medieval, dar am văzut că se vând bine nave spațiale. Nu mă interesează că e medieval jocul, e vreo nave spațiale. Și apare jocul ăla, Alex, care este sci-fi medieval. Și chiar apare. De asta zic. Da, am văzut că vreau aia. Bine, nu știu chiar, dar s-o gândit bine așa, sci-fi medieval, merge. Ei, mă, să gândești la crowdfunding, ăștia de la pe care se joacă. Au făcut o platformă de crowdfunding pe site-ul lor și deci nu au nicio obligație. După au dat oamenii 10 dolari diverse chestii. Da, dar de obicei asta spun dacă vrei să faci full-time, dar eu nu îmi permit să fac asta full-time. Pentru că e riscant și nu îmi permit acum să fac full-time. În regulă. Cam asta a fost. Mulțumim foarte mult pentru participarea de astăzi. Sper că nu ți-a displăcut foarte tare prezenta astăzi aici. Foarte ok. Foarte ok. Mulțumesc pentru prezență. În regulă. Și... Da, eu sper că o să mai vii, să te mai ții la curent și cu jocul și poate faci o prezentare mai detaliată, poate chiar mergând în detalii tehnice pe AI, nu mai povestești ce ai mai învățat. Da. Chiar zilele trecute era cineva care scria ori pe grup, ori comentarii pe grupul studenților că nu s-a discutat suficient despre AI în grupul nostru. Da, am un subiect interesant, e tot așa legat de și cu backfinding, foarte multe chestii, foarte fain. Foarte mult discutat. Ok, da. De regulă. Mulțumesc pentru participare, mulțumesc și vouă că ați venit și cei care încă ne mai ascultă live, nu sunt vreo persoane, și celor care o să ne asculte înregistrarea și seara frumoasă!